Vindecările miraculoase sunt printre cele mai populare evenimente evanghelice. Poate pentru că sunt mulți aceia care sunt încercați de suferințe și de boli, iar atunci când medicina nu-ți mai oferă nicio șansă, singura salvare se află într-o minune de la Dumnezeu. Ne-am putea întreba, dacă Iisus avea putere să vindece chiar și bolile incurabile, de ce nu a vindecat toți bolnavii? De ce mai există și astăzi boală și suferință? Sau de ce predicarea Evangheliei era întotdeauna însoțită și de minuni? Și totodată, mai întâlnim astfel de minuni și în zilele noastre? Există până astăzi o serie întreagă de fapte, acțiuni minunate, să zicem, lucrări minunate, care nu pot fi explicate. Și atunci, cum pot fi acestea explicate? Nu știu, în spitale și așa mai departe. Oameni care pur și simplu n-au nicio șansă și doctorii chiar se minunează de ceea ce se întâmplă și ajung să devină ei credincioși pe baza experiențelor propriilor lor pacienți. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Duminică, 31 iulie, de la ora 18, la Trinitas TV.